bine v-am regăsit la un nou episod. Să descoperim, să ne descoperim, redescoperim țara. Astăzi suntem la Constanța, unul dintre cele mai vechi orașe ale României, fondat ca și colonie grecească în secolul 7 înainte de Hristos, în anul 657. Un oraș care a scris, poate și scrie astăzi, istoria comercială a Europei și a întregii lumi. Încă 70% din bunurile care vin prin comerț extern intră prin portul Constanța. Portul Constanța și orașul Constanța în sine este al patrulea port din Europa, după Rotterdam, Anvers și Marseille. Este un port care are 30 de kilometri lungime și se află pe o suprafață de 39 de kilometri pătrați. Acoperă o suprafață foarte mare, se întinde de la Constanța și până la Agigea. Aici am pornit acest scurt istoric al orașului Constanța, al cărui nume era Tomis. Tomis, din epoca colonială grecească, din secolul 7 înainte de Hristos, având mai multe semnificații, poate cea mai plauzibilă, tăietură. De ce? Pentru că este această despicătură, peninsula Ovidiu, care merge în mare, care practic acesta a constituit orașul vechi Tomis. Tot ce vedem construit dincolo de porțile vechii cetăți este oraș nou, oraș construit în mare parte după războiul de independență. Pentru că, deși acest teritoriu al Dobrogei purta denumirea de Dacia Pontica, Dacia Pontica, Dacia după strămoșii noștri daci, Pontica de la Pontus Euxeinos, Marea Neagră, da, deci Dacia de la bordul Mării Negre, teritoriul a fost sub ocupație otomană pentru foarte mulți ani și am fost nevoiți să intrăm în acel război de independență din 1877-78 dintre Rusia și Turcia. Regele Carol I a luat această decizie pentru a elibera de taxe Valahia, da, pentru că plăteam pentru suzeranitatea noastră și totodată a recupera acest teritoriu al Dobrogei noastre. Denumirea de Constanța a venit din secolul 4 după Hristos, de la Constantin cel Mare, primul împărat creștin care a pus stop martiriului celor care credeau în Iisus Hristos. El și cu mama sa, împărăteasa Elena, au descoperit Sfânta Cruce a lui Iisus Hristos. Este primul împărat creștin. Aici ne aflăm la poarta de incintă a vechii cetăți Tomis și avem o hartă foarte frumos realizată pe un mozaic al uneia dintre clădirile construite în perioada monarhiei românești, unde putem vedea toate așezările antice din Dobrogea de la țărmul Mării Negre. Dacă ne uităm puțin pe istoricul acestei hărți, în partea dreaptă, regăsim pe teritoriul Dobrogei sau Sciția Minor. În antichitate se găsesc pe 300 de centre arheologice mărturii ale vechilor civilizații. Ruinele orașelor și cetățile greco-romane, marcate pe hartă, cu nume antic, sunt păstrate la locul descoperirii. Cele mai importante monumente ale civilizațiilor milenare sunt expuse la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Și avem în partea stângă denumirea lor, fie majoritatea sunt în limba latină după cucerirea romană, Calatis, Mangalia, Partenopolis, Costinești, Tratonis, Tulcea, Tuzla, Tomis, fostul Tomis, care vine practic din timpul epocii grecești, Argamum, Heracleia și așa mai departe. Capidava, Axiopolis, Cernavodă de astăzi, toată această zonă delimitată, să-i spunem, de Marea Neagră este practic un muzeu de arheologie în aer liber. Peste tot pe unde călcăm, să știți că vom călca pe ruine. Foarte multe dintre clădirile pe care le vom vedea sunt construite pe ruinele fostului oraș Tomis. Putem vedea aici o stație de biciclete. Este un proiect al primăriei Constanța. Puteți vedea o hartă în partea dreaptă. Toți cetățenii orașului au dreptul la un card care le oferă acces gratuit la aceste biciclete.
Da, am și eu acest card. Putem folosi 2 ore. Ni se oferă un cod pe card după actul de identitate, după care mergem, scanăm acel cod. Bicicleta este în posesia noastră timp de 2 ore, gratuit. Dacă depășim acest timp cu mult, atunci ni se impune o restricție de circulație pe o anumită perioadă. Deci trebuie să avem grijă, putem schimba cu o altă bicicletă, dacă vrem să stăm mai mult. Și putem să le folosim, sunt mai multe stații, putem să vizităm întreg orașul Constanța și apoi să mergem și în Mamaia și să lăsăm bicicleta în Mamaia. Foarte des orășenii fac acest lucru pe timpul verii. Își iau o bicicletă din oraș, se duc la plajă, fac plajă și apoi iau bicicleta din Mamaia și vin și o lasă aici. Haideți să vedem puțin, să spunem așa, din ruinele orașului Constanța, porțile de intrare ale acestui oraș. Și trebuie să menționăm că domnul pe care îl avem în imagine, bustul, aparține lui Vasile Pârvan, cel care a demarat primele cercetări în 1914 asupra întregii zone a Dobrogei. Ceea ce vedeți este zidul de incint al cetății Tomis, prevăzut cu 2 porți și mai multe turnuri de apărare. Suntem de fapt în partea de nord a cetății. Totodată avem poarta de vest flancată de 2 turnuri și vom vedea multe din artefactele istorice expuse într-un muzeu în aer liber, foarte frumos organizat de primăria orașului acum poate 5 ani. Pe partea dreaptă avem unul din bulevardele emblematice ale orașului, cu multe dintre casele construite la sfârșit de secol XIX, începutul de secol XX, în perioada monarhiei. Și dacă privim puțin mai departe, vom vedea muzeul de artă al orașului. Aici este o hală în partea stângă, este o hală veche a orașului, cum și la București este hala Traian, la Ploiești sunt halele. Da, astăzi este un restaurant, discotecă, Fratelli, în interior, dar sunt vechi hale și avem și bustul reginei Maria, descoperit recent pe colțul muzeului de artă. Nu se vede foarte bine aici, din cauza copacilor. Despre mașina roșie. Da, acolo este muzeul de artă Constanța, un muzeu valoros al orașului. Haideți să pornim prin parcul primăriei, unde acum chiar se desfășoară o manifestație împotriva războiului pornit de Rusia în Ucraina și toți refugiații ucrainieni care și-au găsit o a doua casă aici se îndreaptă către locația, locația fiind o parte din spate a primăriei, unde este statuia, să-i spunem așa, Libertății, o statuie în fața căreia toate generațiile de șoi mai patriei și pionieri ai orașului erau investiți în funcție. Ce putem vedea în acest parc? Frontoane fragmentare din epocă romană, din secolul 2-6 după Hristos, bucăți din porțile și din zidul de fortificație, baze din coloanele de marmură, secolul 2-6. Se spune așa, prin Tomis trecea drumul litoral care unea cetățile greșești. De pe malul Pontic, de la Tomis, capitala provinciei, pornea drumul către Dunăre, care trecea pe la Trofeum Traiani. Trofeum Traiani, un alt monument construit în urma bătăliei de la Tepe, când o mulțime de soldați romani și-au dat viața, dar și daci sacrificați, și a fost construit acest monument de la Adam Clisi, nu foarte departe de Constanța, întruchipând practic un monument, să-i spunem, cât de cât funerar, având în vârf soldați romani, aceștia fiind descriși în metope de jur împrejurul monumentului.
Parcul primăriei păstrează toate aceste artefacte istorice, bucăți din fosta cetate, descoperite, multe sunt îngropate, dar și părți din sarcofage, da? Mormintele celor îngropați în epocă elenistică, dar și romană pe aceste locuri. Totodată, pe latura de nord-vest a parcului se regăsește Teatrul Fantaziu, teatrul de revistă al orașului, înspre colțul din 1907, strada 1907, cu Bulevardul Ferdinand. Diverse lucruri sunt descrise în acest muzeu, deși nu le putem vedea, existența anumitor bazilici, construcții civile sau construcții cu funcție religioasă erau bazilicile. Dacă vom merge la Histria, și probabil că vom ajunge într-o bună zi, Histria este considerat Pompeiul românesc pentru că a fost foarte bine conservată. Acolo putem vedea în întregime bazilicile păstrate, piețe centrale, termele romane cu frigidarium, caldarium, ape reci, ape calde. Romanii erau capabili să aducă apa prin țevi de la zeci de kilometri. De la zeci de kilometri, în Muzeul de Istorie și Arheologie pe care îl avem aici, care este poate unul dintre cele mai bogate muzee de arheologie din țară și din lume, prin artefactele pe care le prezintă, putem vedea și aceste lucruri. Fie țevile erau făcute din pin negru, pinul negru, și noi avem păduri cu pin negru, nu putrezește foarte ușor în apă, dar în special din ceramică. În partea de jos suntem în spatele primăriei. Acesta este sediul primăriei, să-i spunem așa, din după 1977. Vechea primărie a orașului găzduiește astăzi Muzeul de Istorie și Arheologie. De ce? După recuperarea Dobrogei, da, și trecerea ei în patrimoniul României în urma războiului de independență, aici au început cercetări, cercetări arheologice. S-au desfășurat cercetări arheologice. În anii 50, 60, 65 au culminat aceste cercetări cu descoperirea unor camere în care erau ținute lângă mozaicul roman, vom vedea ce reprezintă acest mozaic roman, fosta piață a cetății Tomis, reprezentări unice, unice ca statuete, divinități locale sau obiecte de cult, ori obiecte care atestă practic comerțul internațional care se făcea pe mare. Vom merge să vedem puțin portul de sus, iar apoi escapada noastră va continua prin peninsula Ovidiu, centrul vechi al orașului, până în piața Ovidiu și vom ajunge până la cazinoul construit în 1910 de Daniel Renard în faleza, la faleza Mării Negre. Ne aflăm deasupra portului Constanța, a șantierului naval Constanța, un șantier important care încă mai fabrică părți de vapoare. Mai avem un șantier naval la Tulcea, unde se fabrică vaporașe pentru Dunăre, fluviale. În acest port putem vedea și printre primele construcții realizate de inginerul Angel Saligny. În partea dreaptă, cel care a realizat și primul pod de metal, care seamănă foarte mult cu structura turnului Eiffel, care leagă practic țara românească de Dobrogea. Traversează Dunărea, construit în 1895. Portul este construit cu aproape 25 de ani înainte.
Acest port se întinde până în Agigea și dincolo de Agigea, având 30 de kilometri în lungime, 39 de kilometri pătrați ca suprafață. Cele mai mari silozuri, capacitate pentru exportul cerealelor, mare parte din țările din zonă și nu numai, și din Europa, care exportă cereale către Orient, își aduc aici, cerealele sunt stocate în acele silozuri pe care le vedeți, unele mai vechi, ca cele construite tot spre partea dreaptă, altele mai noi, acele butoiașe în largul mării, și de aici pleacă, inclusiv Ucraina, care este un producător de cereale. România nu degeaba are pe steagul țării roșu, galben și albastru. Roșu pentru sângele eroilor, pentru că vrând nevrând am fost situația aici între marile imperii, o populație veche, foarte veche, între marile imperii, și a trebuit să ducem așa o viață mai mult de apărare a Europei, a țării noastre. Iar galbenul de la câmpurile de cereale, avem un pământ foarte bun, un cernoziom negru, fertil. Am fost supranumiți grânarul Europei în perioada dintre cele două războaie mondiale, hrănind cu făină de grâu, cu porumb, întreaga Europa de vest, după primul război mondial. Iar albastru, să spunem, ar fi cerul într-o zi senină sau lacurile cu apă senină, optimismul acestui popor, scriitori francezi care au călătorit de-a lungul și de-a latul țării în secolul XIX au descris poporul român ca un popor având spiritul păsării Phoenix, întotdeauna renăscând din propria cenușă. Vedem în partea dreaptă șantierul naval până la Mangalia. Și acolo există șantier naval, la Gigea la fel. Vom putea vedea din acest punct, cumva de sus, peninsula Ovidiu, partea veche a orașului, și mai precis turnurile, multitudinii de biserici care există, acest teritoriu fiind un teritoriu cosmopolit în care au trăit peste 20 de națiuni conlocuitoare, datorită comerțului, bineînțeles. Același lucru l-am regăsit și la Sulina, cel mai estic punct al României în delta Dunării. De aici de departe putem vedea turnul cu clopot al Bisericii Sfântul Anton, romano-catolică. Putem vedea cupolele catedralei Sfinții Petru și Pavel, inclusiv turnul fostei primării în partea stângă, astăzi Muzeul de Istorie și Arheologie. Din acel punct se văd inclusiv ruinele vechii cetăți Tomis, marea practic ajungând aproape până unde este șoseaua pe care astăzi locuitorii orașului coboară către fostul restaurant Vraja Mării, actualmente se numește The View, pentru că într-adevăr are o vedere spectaculoasă asupra mării. Aici suntem în fața Casei Albe, da? Așa este supranumită primăria Constanța, datorită faptului că este chiar vopsită în alb. Clădire adăpostind primăria după, începând cu anii 77-80, în fața edificiului primăriei s-a construit și un monument, îi spune Arc în Timp, o combinație de oțel cu marmură, și aceste frumoase mozaicuri care amintesc practic de vechimea orașului și de faptul că Constanța are al doilea mozaic ca suprafață din Europa, după cel din Sicilia, un mozaic care acoperă o suprafață de aproape 800 de metri pătrați, 700 sunt foarte vizibili, și la suprafața căruia, de fapt, se făceau schimburile comerciale, la piața orașului Tomis. Tot la intrarea în peninsula Ovidiu putem vedea pe partea dreaptă simbolul latinității, fondatorii Romei,
Lupoaica, care i-a hrănit pe cei doi frați, Romulus și Remus. Cele pe care le avem la București, la Târgu Mureș, sunt originale, primite cadou de la orașul Roma, de la alte municipalități din Italia, tocmai pentru a aminti de această latitintate a poporului român. Însă fostul primar al orașului a dorit să aducă și aici, unde chiar avem vestigii romane peste tot, să-i aducă pe fondatorii Romei. Eu sunt aici, simbolul latinității poporului român, născut pentru eternitate în Dacia. Dacia și Carpații, Italia și Roma, Hispania și Galia, etern unite în romanitate. Lupa Dixit. În centru vechi al orașului, o bună parte din casele boierești vechi, astăzi adăpostesc restaurante a căror bucătărie deschide apetitul tuturor, cu gusturi de la cele mai simple până la cele mai rafinate, cuprinzând meniuri din întreaga lume. Clădirile din partea dreaptă, pe care le vedem pe fundal, sunt tot clădiri istorice în care s-au semnat tratate de pace, tratate de aderare, tratate după războiile de independență, în care comandanții ai altor state au venit și s-au întâlnit cu regalitatea românească. Uitați-vă ce culoare are marea privită de aici. Pe jumătate verde, pe jumătate albastră, Marea Neagră. De ce îi spunem Marea Neagră? Vechiul nume al acestei mări este o mare închisă, dar are practic aproape dublu suprafața țării noastre. O mare care este înconjurată în mare parte de țări vorbitare de limbi slave. Este o mare care este închisă, nu are flux și reflux decât 11 cm, nefiind o mare deschisă, având doar două strâmtori, cea mai largă Bosfor, Dardanele, la Marea Marmara, făcând legătura cu Mediterana. Comparând Marea Neagră cu Marea Mediterană, remarcăm că calitatea vieții, să spunem, este undeva mai joasă decât la Marea Mediterană. De ce? Pentru că e mai puțin oxigen. Fiind o mare închisă, nu există atât oxigen ca într-o mare, cum este Marea Mediterană, unde avem 14 specii de delfini, la noi sunt 4 specii care s-au adaptat. Nu spunem că este o mare moartă, este o mare cu o salinitate 18 grame pe litru, o salinitate bună. Comercianții turci o descriau ca fiind cara de niz, marea negru-albastră, datorită culorii, hidrogen sulfurat, au toate mările pe fund și viață. Atenție! Există primii 200 de metri. Marea Neagră este o mare destul de adâncă. La noi, pe litoral, nu avem foarte multe zone de adăpost. Din acest motiv au fost încercări nenumărate de creștere a stridiilor, însă stridiile avem, s-a reușit creșterea dirijată a midiilor, însă pentru stridii este necesar un flux și un reflux, este necesar să avem mai multe golfulețe, unde să nu poată fi distruse, pentru că valurile mari întotdeauna au distrus toată instalația montată. S-a încercat în repetate rânduri. O clădire deosebit de frumoasă, care vorbește de stilul românesc de arhitectură, de stilul brâncovenesc, un amestec cu influențe orientale datorită încadramentelor ferestrelor, având aceste coloane sculptate, o clădire care adăpostește un patrimoniu românesc de o valoare deosebită și mă refer aici la Portul Popular. Este o clădire din anul 1896. Toate porturile populare din întreaga Românie sunt expuse în interior. Ceramici, obiceiuri populare. Este un obiectiv
de vizitat în Constanța, dacă veniți. Nu numai clădirea în sine este frumoasă, dar și expoziția în sine, dispusă pe cele două niveluri, este deosebită. O imagine care descrie cam ce se regăsește în incinta Muzeului de Artă Populară Constanța. Avem aici la intrare interioare țărănești, interioare de sărbătoare, colecție de ceramice, de vase, de icoane, icoane pe sticlă. În România se regăsește cel mai mare muzeu de icoane pe sticlă. Este colecția unui preot care a fost persecutat de regimul comunist, se numește Zosim Oancea. Acesta a propus sătenilor din mărginimea Sibiului, din prejurimile Sibiului, să doneze icoanele cu pictură naivă. Icoanele pe sticlă au fost icoane cu pictură naivă, realizată pe dotul sticlei, având sfinții practic inspirați din persoanele satului. Maica Domnului apare hrănindu-și pruncul la sân. Sunt câteva imagini autentice și îl găsiți acest muzeu în mărginimea Sibiului. De pe această stradă putem vedea una dintre vechile biserici ale orașului Constanța. Țin să vă spun că datorită faptului că orașul era un oraș cosmopolit în care locuiau popoare din diverse colțuri, pentru fiecare, în respect pentru toate aceste minorități conlocuitoare, s-a decis fie restaurarea vechilor obiective de cult, fie unele sunt construite în epocă otomană, cum este Biserica Metamorfozis, pe care o vedeți aici în stânga noastră, în fața noastră acum, o biserică a comunității elene grecești din Constanța. Este o biserică construită încă în epocă de dominație romană, în perioada anilor 1862-68. Sultanul Aziz, care conducea, avea în subordine această zonă, a permis minorității elene să-și construiască un lăcaș de cult, singura condiție fiind ca acestea să nu depășească înălțimea minaretelor moscheilor. Biserica în anul 1974 a fost donată Bisericii Ortodoxe Române. Este ca biserică de cult a poporului român, inclusiv a minorității grecești, pentru că aceștia, chiar la baza bisericii, își au sediul Fundația Elpis, fundația greacă, elenă, a orașului Constanța. Biserica se numește Biserica Metamorfozis. Schimbarea la față a Mântuitorului, metamorfoza. Continuăm periplul nostru pe aleile vechiului oraș, în peninsula Ovidiu, și aș vrea să vă arăt ceva ce am văzut și în București și în alte părți ale României. Vă spuneam de stilul Art Deco, de inspirația vapoarelor care plecau, pacheboturile din descoperirea mărilor, oceanelor, a noilor continente. Aici avem o clădire în stil Art Deco, anii 30-40 s-au construit, care are și catarg în partea de sus. Arhitect, diplomat, Ioan Căpșuneanu. Vreau să vă spun că faptul că acest oraș a fost vreme bună sub dominație otomană a lăsat însemne adânci. O bună parte, dacă noi în țară avem ca minorități 6,5% populație de origine maghiară, în special în Transilvania, oficial 3%, dar de fapt sunt aproape 10% o populație romă, da? Ultimii migratori indo-europeni au venit dinspre Egipt, egipsian, gitan, gypsy,
țigan, Rajasthan. Au fost nomazi, au venit între secolele 11-14, au răspândit toată Europa, prin filieră balcanică au ajuns la noi, prin filieră spaniolă au ajuns la francezi și în partea de vest, însă avem și populație musulmană, turcă, greacă, dar sunt sub 1% la nivel comparativ cu populația țării. Însă aici, în Dobrogea, populația turcă-tătară alcătuiește aproape 6%. Da? Deci este un procent destul de mare. Din acest motiv, pe Bulevardul Tomis, aici în ultima parte, terminală spre piața Ovidiu, putem vedea și câteva geamii sau moschei. Aceasta este o geamie, are o istorie interesantă, este dată în funcțiune în 1869, geamia Hunciar se numește. A fost inițial clădirea, un zid de apărare din epocă otomană, care a fost demolat în secolul XIX, iar din pietrele acestui zid, pe care le vedem aici colo, s-a construit minaretul, s-a construit parte din biserică. Din moschee, din geamie. Este o geamie de cult. Imamul, preotul musulman, avea obiceiul să urce, înainte de modernizare, de 5 ori în turn și să facă chemarea la rugăciune. Etnicii musulmani trebuie să se spele pe mâini și pe picioare înainte să intre. Femeile au un loc special în incintă. Iar astăzi, bineînțeles că nu mai face acest efort, există difuzoare, dar dacă veniți în anumite zile, puteți să auziți această chemare la rugăciune. Bun, și dacă am văzut Biserica Comunității Elene, aici Biserica Comunității Turco-Tătare, pot să vă spun că este un mozaic de culturi. Dobrogea, uitați și clădiri foarte frumoase din epoca monarhiei, unele dintre ele restaurate destul de frumos, conservând, să spunem așa, partea aceasta de balcoane cu fier forjat, inspirație, să spun, pre-Art Nouveau acest stil, una din vechile pizzerii ale orașului, fondată în 1960, printre puținele care și-a păstrat denumirea, pizzeria Cincin. Aici, pe timpul comunismului, eram copil, puteam veni să mâncăm pizza. Pizza cu pește se mânca, destul de rar pregătită la momentul respectiv, dar fiind oraș portuar, și alte specialități de pizza. Totodată găsiți magazinașe, cofetării unde găsim sarailli, baclavale, specialități turcești, sujuk și altele care ne amintesc practic de această epocă otomană. Fostul sediu al ONT-ului și al biroului de turism BTT-ul pentru tineret a fost în blocul acesta pe partea stângă. Astăzi nu știu ce destinație va avea. A fost totodată și hotel. Probabil că se reorganizează ca și hotel. Ar fi și păcat pentru că este doar la câțiva pași de mare. În partea dreaptă, ascuns oarecum de copăcii acestea, este unul dintre liceele vechi ale orașului, o pisică cu cravată. Liceul Mihai Eminescu, într-o clădire veche, unul dintre liceele axate în special pe științe, științe naturale, biologie, astăzi având probabil toate profilele. Multe dintre clădiri, din păcate, zac într-o ruină. Putem remarca însă că în ultimii ani s-a mai făcut câte ceva pe la Constanța. Aici era o ruină totală, așa cum a fost în București, în centrul vechi. Știți că aceste case, ca și în București, multe au fost locuite de persoane cu o situație financiară bună. Poate mulți dintre ei au emigrat. În casele lor s-au instalat populațiile care nu aveau locuință.
oameni ai străzii, care bineînțeles că nu au avut nici mijloace financiare și nici grijă, n-au avut cu ce să aibă de aceste case, însă unele au fost recuperate de proprietari, vechi proprietari sau descendenți și restaurate, cum avem hotelul acesta Belle Époque, din partea stângă, construit în 1882. Da? Butic Villa. A avut o restaurare care a durat câțiva ani, dar este foarte, foarte prezentabil, de altfel și cel față în față. Olympic Butic. În această casă, din partea dreaptă, a locuit autorul primelor monografii dedicate Constanței, colonelul Marin Ionescu Dobrogeanu, între 1866-1938. Și pentru că am ajuns pe unul dintre bulevardele bătrâne ale orașului, purtând numele lui Mircea cel Bătrân, să încercăm să intrăm și pe strada sau stradela vântului, îi spune, de ce că vine briza dinspre mare. Tot aici avem și alte case, monumente istorice. Din păcate, nu într-o foarte bună stare. Case construite la sfârșit de secol XIX, început de secol XX. Haideți să ne plimbăm puțin pe stradela vântului, care ajunge la plaja Modern. Și unde avem multe din căsuțele vechi ale orașului. Orașul, pe lângă comunitate grecească, a avut și comunitate armenească. Au fost încă din secolul XVIII aici. Aceștia au avut biserică de lemn, o biserică care ulterior a fost găzduită și este găzduită de școala armenească, dar unde s-au construit și alte case mai noi. O altă casă, 1912-1929. Aceste case, în perioadă comunistă, fiind confiscate parțial, au fost locuite de diferite familii. Familia proprietară a fost nevoită să se rezume poate la un etaj, iar celelalte etaje au fost alte familii, mă rog, obligați să îi accepte pe ceilalți, până în 1989-90, când, bineînțeles, că au dorit să li se retrocedeze terenurile și casele. Pe colțul străduței din față, străjuind plaja Modern, avem un hotel foarte modern, foarte elegant și ca interior. Uitați, inclusiv străduța din stânga poartă denumirea unuia dintre persoanele importante de origine armeană, Zambacian. Să vedem puțin cum se vede marea, plaja Modern, plaja orașului, din fața hotelului Premier Spa, o clădire unde în spate se regăsește și o altă firmă, GUP Petrol Marin, exploatări marine. Putem vedea și kiturile, surf kiting-ul, pasionații de surf kiting astăzi au avut o vreme excelentă, inclusiv turiștii străini care au venit cu vapoarele de croazieră în dana portului Constanța, unii dintre ei mi-au spus că și-ar fi dorit să aibă costumul să poată veni să practice surf kiting-ul aici. Uitați în îndepărtare,
unde se vede și Petromidia, da? Rafinăria de la Petromidia, de la Năvodari. Asta este plaja modern, plaja orașului pe Constanța. Dacă continuăm de-a lungul falezei, se ajunge la plaja Trei Papuci și apoi este acces direct la microrezervația orașului, unde este delfinariu. Acest hotel are o frumoasă terasă. De pe terasă se poate vedea golful, portul de embarcațiuni, de iahturi, portul Tomis. Astăzi am văzut, vom vedea puțin mai târziu, un iaht de dimensiuni mari a ancorat în port. Toate aceste case sunt practic construite pe ruinele vechii cetăți Tomis, devenită Constanța. Multe dintre case nu au respectat, nu a existat de fapt o lege, un consimțământ asupra acestor ruine. Mai nou, când s-au demolat, au descoperit la subsol ruine și au fost obligați să abandoneze lucruri. Mulți dintre cei care aveau terenuri, pentru că, practic, acestea vorbesc despre istoria zonei și ar trebui fie acoperite și conservate, cum se întâmplă la Mangalia, chiar în port, unul dintre hotelurile care în portul Mangalia, dedesubt este muzeul arheologic. Din start, hotelul are două atracții. Una că este un hotel la malul mării și apoi muzeul de arheologie, care sunt practic ruinele vechii cetăți, Calatis. Acolo fiind singura civilizație doriană pe care o avem. Majoritatea au fost ionice și pisicile pe stradela vântului. În partea dreaptă, în capătul străzii Calatis, într-o clădire aflată pe o suprafață de 1300 de metri pătrați, atât a fost arondat în vremea regalității comunității armenești, s-a construit școala, iar la nivelul superior al școlii este găzduită astăzi biserica comunității armenești. Biserică Apostolică Ortodoxă Armeană, 1898, Sfânta Maria, pe terenul cedat de Primăria Constanța în 1884, Epitropia Comunității Armene, reprezentată de Hocmanian, Nazaret Torosian și Frenchian, a construit o biserică de lemn și clădirea acestea din zidărie pentru școala și sala de festivități Arax. Biserica a ars în ianuarie 1940, fundațiile păstrându-se în partea de sud a curții în 1942. Sala de festivități de la etajul școlii a fost transformată în lăcașul de cult actual, după proiectul arhitectului Casey Clazian. Turnul Clopotniță adăugat în 1990 după proiectul arhitectului Dan Rusovan. Și ne aflăm chiar deasupra portului Tomis.
Vedem și cormorani care își usucă aripile. Un port de embarcațiuni care mulți ani la rândul a găzduit un festival al iahturilor din întreaga lume. Inclusiv Mike Tyson a venit de câteva ori în portul Tomis. Un port în care în ultimii ani s-a desfășurat și festivalul de muzică Never Sea. Un port împrejmuit de restaurante cu specific pescăresc, marin sau fluvial, unul dintre vechile restaurante fiind cel în formă de vapor, un plonj, lângă iahtul ancorat acum Alezii. Putem vedea și hotelul ADN Palace în partea dreaptă, lângă clădirea neterminată. Hotel construit în aceeași perioadă cu hotelul Palace din Sinaia, anii 1911-1913, din voința regelui Carol I al României. O zi frumoasă, grafiti de-a lungul stabilopozilor, stabilopozii, aceste picioare stabile, din latină, stabilopod, invenție arhitectonică românească cu care România se mândrește peste tot, peste hotare, pentru că sunt exportate tone întregi de stabilopozi în toate porturile lumii. Patru picioare care, în caz de valuri uriașe, se rostogolesc, dar de fapt ele se prind mai bine unul altul și protejează malul. O rază de soare căzută. Da, ce frumos. Chiar pe aceste limbi, diguri în mare. Diguri. Simbolul orașului Constanța, vechiul oraș Tomis, din vremea elenistică, grecească, cu simbol far și velier, iar din 2013 aceste plăci montate în oraș, amintind de numele orașului schimbat în epocă romană, Constanța. S-ar spune că fie după împăratul Constantin cel Mare, fie după sora sa Constanția. Pentru că ne aflăm într-un oraș cosmopolit, unde vă spuneam că au existat lăcașuri de cult pentru toate populațiile conlocuitoare, inclusiv minoritatea evreiască, și-a avut biserica sa, sinagoga. Din păcate, astăzi este în ruină totală. S-a promis restaurarea ei, însă vom vedea. Putem vedea pe frontispiciu steaua lui David, steaua cu 6 colțuri. Am ajuns într-o piață emblematică a orașului Constanța, o piață în care regăsim statuia poetului latin, exilat de împăratul Augustus, Ovidius Publius Naso, poetul care a scris tristele, ponticele, care a fost exilat, el ar spune Carmen et Error, din cauza unui cântec și a unei erori. Vocile vremii, în epocă romană, spun că acesta ar fi asistat la anumite scene de iubire interzisă ale nepoatei împăratului Julieta, și acesta, nedorind ca acestea să fie publice, a preferat să-l exileze, dar și datorită scrierilor sale îndrăznețe de la acea vreme. A fost poetul iubirilor gingașe, din acest motiv exilul său s-a încheiat aici în anul 17 după Hristos. Se spune că ar fi fost îngropat chiar pe insula Ovidiu, care se lasă pe lacul Sudghiol. Cei care trec pe aici sunt rugați, după cum ale sale versul spun, să se roage
dacă au iubit vreodată, să se roage pentru sufletul său. Statuia este realizată de un sculptor italian, Ettore Ferrari, cel care a realizat mai multe statui în țară, inclusiv în București, la piața Universității. Poetul latin era născut în orașul Sulmona și a decedat aici, la Marea Neagră. În spatele poetului, care privește gânditor cumva marea, în fața lui, fiind un restaurant destul de vechi al orașului, unde este și Lions Club, clubul leilor, clubul anumitor elite din lume, restaurantul Pizzico, unde puteți savura un bulbaez, o specialitate marină, pește cu fructe de mare, pe care o mai savurăm în țările de la Mediterana. În spatele statuii avem o altă clădire de renume a orașului, fosta primărie a orașului, realizată în stil de arhitectură românească, având emblema orașului, cea pe care am regăsit-o și pe capacele de canalizare din oraș, farul și velierul, o clădire care, începând cu anii 70, a găzduit o colecție impresionantă descoperită de arheologii vremii. V-am spus că după războiul de independență s-au început cercetările arheologice în această zonă, în incinta muzeului, fiind prezentate câteva imagini cu arheologii din acea perioadă, care au descoperit în diverse depozite în subteran, pentru că sub această piață, piața Ovidiu, erau foste resurse de apă ale orașului Tomis. Sunt canale pe care se poate circula cu barca. Da. Iar de-a lungul timpului, Muzeul de Arheologie și-a depus artefactele prin diverse locații. În actuala clădire a Arhiepiscopiei, în incinta liceelor din oraș, în diverse săli. Dar descoperirile au fost făcute între anii 52-68. S-au descoperit o colecție de 24 de statui reprezentări unice, divinități locale sau divinități ajunse aici datorită comerțului. Expuse în acest muzeu, în partea de tezauri, la parter, o avem pe Fortuna și Pontos, Fortuna fiind zeița norocului, ținând în mână cornul abundenței, iar Pontos, zeul mării, ținând sub braț, practic, o barcă. Glicon, șarpele Glicon. Șarpele Glicon, o divinitate protectoare a familiei, cap față de oaie, să fie blând ca o oaie, păr uman și urechi umane, inteligent ca un om, corp de șarpe, să se știe să se strecoare, să se descurce, precum șarpele o face, iar coadă de leu, să fie puternic. Aceasta era o divinitate protectoare a familiei. Clădirea aceasta a fost construită ca reședință a fostului palat comunal între 1912-1921, proiectată de arhitectul Gheorghe Ștefănescu în stil neoromânesc. Și a funcționat ca primărie până în 1977, când a fost transformată în muzeu. Muzeul mai expune, pe lângă partea de tezaur, inventarii ale unor morminte din epocă romană sau elenistică, inclusiv partea de la etaj, unde regăsim culturile vechi regăsite pe acest teritoriu. Gumelnița, cucuteni, hamangia, perioadele de epocii bronzului, ale fierului, până la epocă modernă, ca să-i spunem așa. Este unul dintre cele mai bogate muzee de istorie și arheologie din țară. La ultimul nivel fiind organizate expoziții care au fost inițial temporare, devenite permanente asupra comunismului, și alte expoziții temporare.
Iar aici avem înscrisă pe o placă de marmură neagră o proclamație către Dobrogen a domnitorului Carol I. Locuitor de orice naționalitate și religie, Dobrogea, vechea posesiune a lui Mircea cel Bătrân, de astăzi face parte din România. Religiunea voastră, familia voastră, pragul casei voastre vor fi apărate de legile noastre și nimeni nu le va putea lovi fără a-și primi legitima pedeapsă. Salutați, dar cu iubire, drapelul român, care va fi pentru voi drapelul libertății, drapelul dreptății și al păcii. Iubiți țara, la a cărei soartă este lipită de acum și soarta voastră. O proclamație a regelui Carol din 14 noiembrie 1878. Lângă clădirea fostei primării, actualul Muzeu de Istorie și Arheologie, avem tot un mic părculeț în care sunt depuse sarcofage, epitafuri, da, inscripții dedicate de funcțiilor, amfore de dimensiuni mari descoperite tot în această zonă și avem clădirea mozaicului roman. Clădirea mozaicului roman a fost acoperită, protejată în perioada comunistă, transformată, bineînțeles, în muzeu. Este pe 4 niveluri către mare și partea de mozaic, unde fiecare pietrecică este pusă cu mâna, alcătuind un model floral, zoomorf, cu diverse personaje, cu porumbei, cu cantara, anumite vase pentru ceremonii religioase, este considerat al doilea, cel mai mare mozaic din Europa. Suntem tot în piața Ovidiu, unde putem vedea și alte clădiri în formă de pachebot, cu hublouri, gemulețe în formă rotundă, dar și clădirea fostului Hotel Mercur din anii 1910-1911, astăzi găzduind filiala Constanța a Băncii Naționale a României. Avem totodată și o hartă a peninsulei, unde sunt prezentate o bună parte din obiectivele turistice pe care le veți vedea de-a lungul acestui mini-reportaj. Suntem în partea joasă a peninsulei Ovidiu, din Constanța Veche, unde în fața noastră se regăsește un alt monument istoric, construit între, restaurat de fapt, între 1910-1913, s-au construit pe ruinele unei vechi geamii, moscheia purtând numele primului rege al României. Un rege care, după cum a văzut în proclamația sa, era de acord ca fiecare naționalitate conlocuitoare să-și poate manifesta cultul propriu și să aibă propriul lăcaș de cult. Este construită din inițiativa regelui Carol I al României pentru comunitatea musulmană în oraș, proiectată de arhitectul Victor Gheorghe Stefănescu, același care a construit și clădirea primăriei, vechi primărie, actualul Muzeu de Istorie și Arheologie, în stil bizantin, cu elemente arabe și neoromânești, structură din beton armat, proiectat de Gogo Constantinescu, construită de antrepriza Ion Niculcea. Pe locul său s-a aflat Geamia Mahmudia, ridicată în 1823 de către Hafuz Hussein Pasha, în timpul sultanului Mahmud al II-lea. Această moschee, pe lângă faptul că prin minaretul său, unde se regăsesc 144 de trepte, oferă o vedere extraordinară asupra întregii peninsule, asupra portului, asupra golfului, portului Tomis și a mării, găzduiește și un covor vechi provenit din insula Adakale. Insula Adakale a fost o insulă locuită de minoritate turcă în mijlocul Dunării, în zona Porțile de Fier. Însă, când s-a construit barajul de la Porțile de Fier, s-a decis acoperirea 13 localități, inclusiv a insulei. Pe insulă se afla o moschee. Moscheea aceasta avea și ea diferite obiecte de cult, inclusiv acest covor lucrat deosebit, stil
otoman, să-i spunem așa, este rulat astăzi în incinta moscheii, un covor care cântărește peste 500 de kilograme. În partea stângă, dar și dreapta, la încheierea acestei străduțe, stradele, ca să-i spunem așa, denumită și strada Dianei, avem două clădiri frumoase, față în față, una restaurată, alta din păcate nu, dar și alte clădiri vechi ale orașului, unele în stare de restaurare, altele în stare nerestaurată. O clădire de la 1898-1902, Casa cu Lei, construită de comerciantul armean Dicran Emirzian în stil baroc venețian. Celebră pentru cei patru lei care surmontează comișa, cornișa este atribuită arhitectului Dimitrie Berindei. La parter a locuit colecționarul de altă Lazar Munteanu, care l-a inspirat pe marele colecționar Cricor Sambaccian. În Casa cu Lei, în perioada comunistă, se efectuau diverse expoziții culinare, de gastronomie, cofetărie. Iar în partea de jos a străduței Ovidiu, o stradelă îngustă, care practic mărginește faleza înspre portul Constanța, avem mozaicul, dar și o parte din zidul de incintă a fostei cetăți Tomis, un zid care astăzi mai păstrează aproape 70 de metri lungime. Vă spuneam că vapoarele veneau până la nivelul unde astăzi este strada, se aude trecând autobuzul. Să spunem, debarcau bunurile la nivelul de bază al mozaicului, iar schimburile comerciale se efectuau la nivelul unde vedem în incintă mozaicul roman. Între mozaic și piața Ovidului era o nișă în care se accedea direct, prin intermediul unor scări. Am putea spune că călcăm chiar pe zidul de incintă din epocă romană. Din păcate, o bună parte dintre aceste cărămizi și-au găsit alt scop în clădirile din zonă. Multă vreme nu a fost protejat sub niciun fel. De aici putem vedea foarte frumoasă gara maritimă Constanța, clădire construită în perioada regalității. Clădirea gri pe care o avem în față, de talie mică. Pe mijloc, iar. Suntem pe latura dinspre vest a peninsulei Ovidiu, unde, în fața noastră, clădirea hotelului intim, în care, de fapt, a funcționat în secolul al XIX-lea, Hotel d'Angleterre, în care, la ultimul nivel, pentru 10 zile, în luna iunie 1882, a locuit și poetul Mihai Eminescu. Este un monument istoric, clădirea a fost restaurată sub forma hotelului intim. Se pare că se dorește o restaurare începând cu anul 2022 până în 2025. Însă aici a funcționat acest hotel intim la început de secol 20, o clădire dintre 1906-1909. A fost și Hotel Regina, clădire în stil eclectic, cu ornamente clasiciste și Art Nouveau. Totodată Hotel d'Angleterre, unde vă spuneam, 1882, a fost găzduit Mihai Eminescu. Lângă hotelul intim, fost Hotel Regina, Hotel d'Angleterre, o altă clădire care amintește despre aceste naționalități conlocuitoare și diversele religii din zonă, biserica dedicată Sfântului Anton de Padova,
Anton de Padova, dedicată celor care au cultul romano-catolic. O clădire realizată între 1935-1937, proiectată de arhitectul Romano de Simon în stil romanic lombard, pe locul unei foste capele catolice. Ar trebui să amintim faptul că ea este destul de asemănătoare cu biserica de pe Bulevardul Magheru din București, tot în același stil din nordul Italiei, Lombardiei. Sfântul Anton cu Iisus Hristos în brațe și crinul, protectorul copiilor și a celor care vin să se roage. Suntem lângă Catedrala Sfinții Petru și Pavel, emblematică, clădire emblematică a orașului Constanța, clădirea Arhiepiscopiei care a găzduit și Muzeul de Istorie și Arheologie. Iar aici, pe acest colț, ruine. Ruine ale vechii cetăți romane. Tomis, au fost construcții făcute deasupra, s-au demolat. Pe fundal, undeva deasupra clădirilor din față, se ved și cupolele Bisericii Sfântul Nicolae, inițial construită ca și Biserica Comunității Bulgare din Constanța. Astăzi, o biserică ortodoxă pentru întreaga Constanță. Am ajuns în dreptul Palatului Arhiepiscopiei Constanța, în partea stângă, 1925-1932, iar lângă Palatul Arhiepiscopiei, care a găzduit temporar și Muzeul de Arheologie și Istorie al orașului, avem o biserică de suflet, Catedrala Sfinții Petru și Pavel, construită la sfârșit de secol XIX, 1884-1885, un amestec de stil bizantin, un stil neoromânesc, putem spune, de fapt, care s-a inspirat din stil bizantin, un sort de neo-renaștere, o catedrală dedicată Sfinților Petru și Pavel, dar în incinta căreia avem moaștele Sfântului Pantelimon, protectorul bolnavilor și al doctorilor. Catedrala a fost bombardată în cel de-al doilea război mondial, direct în partea de altar. A fost ca un atac asupra inimii românilor, rușii au bombardat-o. Pe peretele de la intrarea în catedrală, regăsim din nou judecata de apoi. În partea stângă, Paradisul, Maica Domnului, care îi așteaptă pe cei buni și toți sfinții care au ajuns în Paradis, iar în partea dreaptă, Infernul, cu toate păcatele descrise, diavolii care îi atrag pe păcătoși în focul iadului, care iese din gura dragonului, iar undeva între poarta de intrare și începutul focului iadului. Bun. Avem balanța unde îngerii pun faptele bune, iar în partea din dreapta diavolii așează faptele rele ale omenirii, omul prezentându-se de fapt nud, adică sufletul omului, care ajunge la judecata de apoi. Mai dedesubt sunt descrise toate păcatele firii umane. Iar în partea dreaptă a focului infernului este o alegorie a vieții și a morții. Sus, Moise, conducând popoarele care nu doriți să-L recunoască pe Iisus Hristos, monofiziții, dar și celelalte popoare necreștine, arătându-le, de fapt, Sfânta Treime și că judecata de apoi o face Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. În incinta catedralei există pe lângă moaștele mai multor sfinți, moaștele Sfântului Pantelimon, protectorul celor bolnavi, dar și al medicilor, două icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului. Pictura bisericii exprimă practic
ceea ce toate lăcașurile de cult ortodox doresc să arate, viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prezentată pe scenă în partea de Naos, cu cele două momente importante din viața Mântuitorului, nașterea sa în partea dreaptă, dar și învierea, momentul în care Iisus Hristos coboară la iad și îi aduce la viață pe Adam și Eva și toți păcătoșii. Iisus Hristos Pantocrator pe turnul principal, iar Maica Domnului întotdeauna pictată deasupra altarului Sfintei Mese, a Sfintei Liturghii. Maica Domnului, Maica Salvatorului sufletelor noastre, așa cum biserica este casa noastră. În partea din stânga, în această absidă, în mod normal se regăsesc moaștele Sfântului Pantelimon, numai că pentru moment este plecat în pelerinaj datorită zilei Sfintei Parascheva, probabil la mănăstirea Sfântul Andrei din Dobrogea. Ne aflăm lângă Catedrala Sfinții Petru și Pavel, la malul mării, la Constanța, unde putem privi cu admirație, în urma cercetărilor arheologice efectuate în acest perimetru, s-au desfășurat între 1971-74 și realizate de către specialiștii Muzeului de Istorie Națională și Arheologie, s-au descoperit 12 niveluri arheologice databile între secolul 6 înainte de Hristos, secolul 7 după Hristos. Săpăturile au dovedit începuturile orașului Tomis în secolul 6 înainte de Hristos, acestea fiind reprezentate de câteva locuințe, bordei. Ruinele cele mai vechi se află în adâncime. Astăzi sunt vizibile vestigiile unui cartier din secolele 6 înainte de Hristos, 6 după Hristos, ce cuprind locuințe, sisteme de canalizare și intersecția a două străzi pavate cu dale de mari dimensiuni. Lângă ruinele vechiului oraș, unde putem vedea străzile și așezările, în partea dreaptă avem un muzeu dedicat sculptorului Ion Jalea, cel ale cărui sculpturi le-am văzut în diverse locuri și din București și vom vedea chiar și aici, la malul mării. Totodată regăsim statuia fondatorului portului Constanța, celui care a construit primele clădiri ale portului, primele silozuri, inginerul Angel Saligny, autorul podului de la Cernavodă, care leagă țara românească de Dobrogea, construit în 1895. Și am ajuns la promenada de la malul mării, unde în depărtare putem vedea catargele bricului Mircea, dar și silozurile de cereale, cât și noua gară maritimă, unde ancorează astăzi vapoarele, clădirea cu albastru pe care o vedeți, lângă ea fiind construit încă un far, construit tot la dorința regelui Carol I, un far de mici dimensiuni.
Aici avem un marinar la timonă care așteaptă comanda pentru a pleca pe mare. Și fostul restaurant Vraja Mării, cunoscut la poarta 1 de intrare în portul Tomis, unde este autoritatea navală română. Astăzi restaurantul se numește, și clădirea a fost cu totul restaurată, The View. Suntem în fața monumentului dedicat primei regine a României, regina Elisabeta. Monumentul Carmen Silva, aceasta este denumirea. Avem mai multe poze de la dezverirea oficială a monumentului. La data de 15 august 1937, în prezența regelui Carol al II-lea. Complexul de statui este opera acelui sculptor, a cărui muzeu îl avem în partea de sus, Ion Jalea. Și este alcătuit dintr-o statuie coloană, cea a reginei, cu clare trăsături portretistice, iar la baza acesteia o altă compoziție, o muză cu harfă. Începând cu 1948, asaltul puterii comuniste asupra trecutului, ștergerea oricărei amintiri a regalității, nu a ocolit nici statuia reginei Elisabeta de pe faleza cazinoului. Aceasta a ajuns în depozitele Muzeului de Artă pentru a fi conservată, în timp ce muza, tocmai la Megidia, în locul monumentului Carmen Silva, a fost adusă statuia lui Mihai Eminescu și a muzei sale, Veronica Micle, dar nu pentru mult timp. După reamenajarea falezei, grupul statuar Eminescu a fost mutat pe vechiul amplasament, iar socul vechii statui Carmen Silva a fost distrus. Totuși, fundația a rămas, iar pe ea a fost amplasată în 1962 statuia Arcașul, realizat tot de Ion Jalea, care se află astăzi în fața muzeului. Abia în 2013, prin eforturile Doinei Păuleanu, director al Muzeului de Artă, ciclul de mutări s-a închis. Arcașul a fost adus în fața muzeului, care poartă numele artistului, iar statura reginei Elisabeta a fost așezată pe vechiul amplasament privind marea. Sus putem admira frumoasa clădire a reședinței regale, astăzi restaurantul Regina Elisabeta. Carmen Silva, Regina Elisabeta, cu al său pseudonim Cântecul Pădurii, obișnuia să vină adeseori să se inspire privind marea. O colonie de cormorani își are casa chiar pe stâncile din fața cazinoului Constanța, care este de fapt emblema orașului. Cazinoul Constanța este o clădire de factură Art Nouveau, cu influențe baroce, o clădire atribuită arhitectului de origine franceză sau elvețiană, nu se știe sigur, Daniel Renard, construită în 1910, inaugurată cu anumite elemente adăugate în 1912. Adeseori, această clădire a fost comparată cu un dric, un cortegiu funerar. Se spune că în viața arhitectului s-ar fi întâmplat o nenorocire, i-au pierit familia, soția și copilul, și atunci a adus aceste elemente în clădirea de față. Însă clădirea de față, deși uneori a fost criticată ca fiind împopoțonată în partea superioară, a fost apreciată totuși ca una dintre cele mai frumoase clădiri în stil Art Nouveau din Europa. Începuturile acestei clădiri, perioada de început de secol 20, când s-a dictat construirea ei, aceasta s-a dorit a fi un centru pentru întâlniri în cadrul balurilor orășenești, săli de jocuri, un loc pentru petrecerea timpului liber.
Ea a funcționat ca și cazino puțin timp. În perioada comunistă a fost folosită în special de ziua Marinei României, dar și după, la petrecerile organizate pentru angajații autorității navale române în cinstea Marinei de 15 august. Astăzi este într-un final în curs de restaurare, după ce a fost dezbătută, să spunem, public în nenumărate ori. A stârnit războaie între Ministerul Culturii, Consiliul Local Constanța. În cele din urmă, lucrările au început în anul 2020 și sunt prevăzute pentru o durată de 3 ani de zile. Ministerul Lucrărilor Publice, al Dezvoltării și Administrației, Compania Națională de Investiții, efectuează restaurarea. Față în față cu clădirea cazinoului avem Acvariul Constanța, unde se regăsesc peste 100 de specii marine, dar și specii fluviale sau specii care au intrat în marea noastră și în râurile noastre migratoare, venind din alte părți. Ne aflăm pe frumoasa faleză a cazinoului, de unde putem admira marea. O porțiune este dedicată altor monumente. Vedem pescarii care trag năvodul plin de pește din mare, da, un omagiu adus pescarilor, dar și un monument dedicat celor care și-au găsit sfârșitul în mare. Marinari, cadre militare. Această promenadă a cazinoului se încheie în portul turistic Tomis. Am ajuns la colțul falezei, acolo unde de multe ori pescarii coboară pe partea de stabilopozi, de diguri, și așteaptă ca peștele să le pice în plasă sau mai mult în acul undiței, guvizi și alte specii marine, chefal. Și avem un monument foarte frumos pe care l-am menționat mai devreme, dedicat marelui poet român, care a iubit marea în aceeași măsură în care a iubit poezia, Mihai Eminescu, alături de a sa muză, Veronica Micle, privind marea la orizont. În spatele acestui monument avem și farul genovez, un far care a fost pentru multă vreme farul orașului și portului Constanța. A fost construit la cererea inițial de către o companie genoveză, dar restaurat, refăcut total în secolul XIX, la cererea unei companii englezești. Lângă clădirea Comandamentului Marinei Române, clădirea albă din partea dreaptă, în fața căreia în fiecare an se desfășoară sărbările mării și Ziua Marinei Române în data de 15 august, la adormirea Maicii Domnului. Vă așteptăm să vizitați orașul Constanța, să-i descoperiți frumusețea clădirilor, a arheologiei, dar în primul rând să ascultați marea și briza
care ne vântură pletele.